am primit o întrebare pe Facebook de la un credincios, bine intenționat, sincer, care la o postare pe care am făcut-o legată despre Israel și despre faptul de ce n-au putut evreii să cucerească Ierusalimul înainte de 1967. Și am arătat că a fost profețită o dată până la care Ierusalimul va fi călcat în cear de neamuri și oricât ar fi vrut, n-au putut, până când s-a împlinit vremea. Ca să atrag atenția oamenilor la cuvântul lui Dumnezeu că se împlinește cronologic și că vremea de acum este o vreme care o putem urmări în Biblie și că Biblia trebuie crezută real, nu mistic, și mai multe lucruri am însemnat acolo și am primit diferite răspunsuri. Unul din răspunsuri a fost o întrebare pe mesaj privat, în care un creștin mi-a spus așa: nu pot să cred că poporul Israel face voia lui Dumnezeu și împlinește voia lui Dumnezeu, pentru că ei fac tot felul de atrocități acolo cu palestinieni. Și nu cred că este voia lui Dumnezeu ca să ce se întâmplă acolo în Palestina. Și din pricina aceasta nu putea să creadă absolut nimic din faptul că Israelul împlinește acum planul lui Dumnezeu, că se întoarce în țara lui și toate astea, că Israel nu reprezintă nimic. Deci nu poate privi smochinul, nu poate asculta practic de porunca Domnului Iisus, că vrea să vă uitați la smochin și să priviți când se vor împlini aceste lucruri, să știți că sfârșitul este aproape și așa mai departe. Și într-adevăr, acest lucru a fost și pentru mine un handicap. Pentru că acum vreo 15 ani eram abonat la revista Știri din Israel și Strigătul de la miezul nopții și într-unul din numere am văzut un articol în care era prezentată moartea unui terorist arab, unui luptător din acela care a fost urmărit și a fost împușcat și am zis, nu poate un creștin să se bucure de moartea unui om. Articolul era un pic așa gazetărește scris, era scris prins și împușcat și am zis, mai, nu poți ca creștin să te bucuri că a murit un om și până astăzi, cred la fel, nu pot să mă bucur că a murit un om. Nici Dumnezeu nu se bucură, zice Dumnezeu, nu dorește moartea păcătosului. Și totuși, în acest context așa de complex al situației din Orientul Mijlociu, al situației oamenilor care nu cred, al confuziei care este în mintea oamenilor, în mintea arabilor, în mintea evreilor, chiar în mintea creștinilor, noi trebuie să fim o voce clară ca să trasăm niște lucruri adevărate și lucruri false. Să despărțim lucrurile adevărate de lucruri false, să spunem ce e adevărat și ce e fals, încât cei care ne ascultă, cei care ne învață să-și poată alinia mintea și să poată recunoaște lucruri adevărate și lucruri false. Și am dat un răspuns acestui om sub forma unei postări. Nu poți înțelege pedeapsa lui Dumnezeu dacă nu înțelegi gelozia lui Dumnezeu. Dumnezeu este gelos pe idol. Dumnezeu este gelos pe idolatrie. Dumnezeu este gelos pe vrăjitorie. Dumnezeu este gelos pe orice îl înlocuiește. Pe orice înlocuiește cuvântul și porunca lui și ascultarea de Dumnezeu este gelos. Gelozia lui a fost așa de mare și am arătat într-un răspuns scurt, încât în momentul în care oamenii au devenit preocupați de sine, idolul este creația omului și omul se închină la lucrul mâinilor lui. Cui se închină? Sieși. Omul se închină eului său. Zice, nu de la Dumnezeu primesc ce primesc, soarele, mâncarea, toate, le primesc de la idolul meu. Și idolul cine l-a făcut? Pe eu l-am făcut. Cu alte cuvinte, mie mi se datorează faptul că am ce mânca, am ce îmbrăca, am. Și Dumnezeu este neglijat. Lui Dumnezeu nu îi se mulțumește, nu este slăvit, este disprețuit, omul devine indiferent față de Dumnezeu și atunci toate poruncile lui Dumnezeu se lovesc de un zid de fier. Omul nu mai ascultă. De unde pleacă acest lucru? Pentru că nu i-au mulțumit, așa zice Dumnezeu. Nu i-au mulțumit, au devenit plini de idolatrie și de vrăjitorie. O întrebare simplă. Cine trebuie să mulțumească mai mult? Un răspuns simplu. Cine primește mai mult? Popoarele din Canaan au locuit în cea mai bună țară de pe pământ. Așa este descrisă țara lui Israel, în mai multe locuri, ca cea mai bună țară dintre toate țările. Zice Dumnezeu, o țară pe care am căutat-o pentru ei. Țara cea minunată e numită în alt loc. Cea mai bună țară din toate țările.
Locuitorii celei mai bune țări trebuiau să fie cei mai mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Și ei aveau cuget și ei trebuia să mulțumească. O țară care atârnă de ploaia cerului, o țară care e binecuvântată de Dumnezeu cu tot ce e bun pe fața pământului. Și totuși, în momentul în care evreii au ieșit din Egipt, ei purtau cu ei o sentință, să intri în țara aia, să nimicești tot. Pentru ei, pentru acei locuitori din Canaan, nu mai era scăpare, pentru că erau cei mai idolatri din toată lumea. Fiindcă au beneficiat de binecuvântările lui Dumnezeu, acei locuitori au fost foarte vinovați, pentru că ei au primit cel mai mult. Au primit de la Dumnezeu cel mai mult, de a să fie cei mai mulțumitori și în loc de asta au devenit cei mai idolatri. De aceea, când evreii au plecat din Egipt, ei au purtat pe ei o sentință să intrați în țară și să nimiciți tot. Mai târziu, și asta vreau să citesc în Deuteronom, capitolul 20, versetul 10. Până la 20. E o diferență de atitudine și dintr-o diferență de atitudine într-o situație aparent similară, noi putem să ne dăm seama de gândirea lui Dumnezeu. Înțelegând gândirea lui Dumnezeu, înțelegem atitudinea lui Dumnezeu, înțelegem planul lui Dumnezeu. Aici este un aspect al gândului lui Dumnezeu. Când te vei apropia de o cetate ca să te bați împotriva ei, să o învii cu pace. Dacă primește pacea și îți deschide porțile, tot poporul care se va afla în ea să-ți dea bir și să-ți fie supus. Dacă nu primește pacea cu tine și vrea să facă război cu tine, atunci să o împresori și după ce Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să treci prin ascuțișul sabiei pe toți cei de parte bărbătească, dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele și tot ce va mai fi în cetate, toată prada și să mănânci toată prada vrăjmașilor tăi pe care ți-i va da în mână Domnul Dumnezeul tău. Așa să faci cu toate cetățile care vor fi foarte departe de tine și care nu fac parte din cetățile neamurilor acestora. Dar în cetățile popoarelor acestora, acolo țară ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeului tău, să nu lași cu viață nimic care suflă. Și să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea pe hitiți, pe amoriți, pe cananiți, pe pereziți, pe hiviți și pe iebusiți, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. Ca să nu vă învețe să faceți după toate urăciunile pe care le fac ele pentru Dumnezeii lor și să păcătuiți astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru. Dacă vei impresura multe zile o cetate cu care ești în război ca să o cucerești, pomii să nu-i strici tăindu-i cu securea, să mănânci din ei și să nu-i tai, căci pomul de pe câmp este oare un om ca să fie nimicit prin împresurare de tine? Numai copacii pe care îi vei ști că nu sunt pom bun de mâncat, vei putea să-i strici și să-i tai și vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetății care este în război cu tine până va cădea. Știu din experiența discuțiilor multe cu necredincioși, că atunci când ajung cu cititul la acest paragraf, se blochează. Cum adică să nimicești cu desăvârșire, să nu lași cu viață nimic care suflă? Cum vine asta? Cum e Dumnezeu dragoste? Cum e Dumnezeu bun? Ce îmi vorbești de bunătatea lui Dumnezeu? Că uite ce a făcut Dumnezeu acelor oameni. Cine citește Biblia superficial, așa concluzii trage. Dacă citim Biblia bine, vedem că acest motiv a fost ca să-i facă să-i ucidă. Dacă nu i-ar fi nimicit, ar fi învățat de la ei idolatria, urciunile pe care le fac ele pentru Dumnezeii lor. Și aceste popoare au fost nimicite datorită idolatriei lor. Răul merge progresiv. De la creație până la potop, oamenii s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, deși au fost practic câteva generații, oamenii au trăit foarte mult. Și puteau să stea de vorbă cu Adam, puteau să stea de vorbă cu cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu. S-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, încât Dumnezeu a spus la un moment dat, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Când a zis hotărât și când Noe a bătut primul cui și a dat prima dată cu barda între scândură sau a tăiat ca să facă corabia, din momentul acela nu s-a mai putut face nimic. S-a săpat groapa celui rău. Și
Noi a lucrat la singurul loc înțelept care putea să fie făcut pe fața Pământului, un obiect care să plutească. Și sentința a fost dată și a venit potopul. Potopul a fost o pedeapsă. Mai târziu, când răul a crescut din nou pe vremea lui Lot, sentința a fost dată și a venit nimicirea Sodomei. Nimicirea Sodomei a fost o pedeapsă. Mai târziu, a venit nimicirea Egiptului. Urgiile din Egipt au fost o pedeapsă. Nimicirea armatei egiptene în Marea Roșie a fost o pedeapsă. Nimicirea poporului care n-a crezut în pustie a fost o pedeapsă. Nimicirea lui Core, Datan și Abiram a fost o pedeapsă. Prăbușirea Asiriei, care se vede dacă mergi la muzeu în Londra, vezi toată istoria Asiriei și vezi cum a fost nimicirea. A fost o pedeapsă. Nimicirea Babilonului a fost o pedeapsă. Toate au fost pedepse pentru ce? Pentru idolatrie, pentru neascultare. De ce nu cred oamenii în potop? Că nu e justificat arheologic, că nu e justificat geologic, dar de unde e foarte justificat. Oamenii nu cred în potop pentru că credința în potop ar presupune un angajament moral. Potopul n-a fost un eveniment catastrofic întâmplător. Potopul a fost o pedeapsă. În momentul în care crezi în potop, trebuie să crezi în Biblie, în momentul în care crezi în Biblie, trebuie să crezi în Dumnezeu, în momentul în care crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi în pedeapsa lui Dumnezeu care a venit. Și în momentul în care crezi în pedeapsa lui Dumnezeu, firul gândului te duce obligatoriu la cauza pedepsei care a fost idolatria. Și idolatria ține ceva de inima omului. Idolatria e adânc înrădăcinată în inima omului. Este euul în acțiune. Idolatria este închinarea la ce fac eu cu mâna mea. Și noi putem să fim idolatri în foarte multe aspecte ale vieții noastre. Dar îndeosebi putem să fim idolatri în aspectul religios. Și de acest lucru vrea să ne ferească Dumnezeu. Cei care făceau idoli în vechime se închinau, zice, urciunile pe care le fac ele pentru Dumnezeilor. Am vorbit duminica trecută despre originea idolatriei în Israel, despre Mica și despre Levitul care a venit la el și despre seminția lui Dan care a furat Levitul și l-a dus la ei în nord și au întemeiat o ierarhie de închinare idolatră care a ținut vreo 500 de ani sau 600. Și ce li s-a întâmplat lor, li s-a întâmplat ca să ne învețe și să ne fie pierde să nu facem și noi. Ei ce au făcut? Am citit în acest text despre două atitudini. Când te vei apropia de o cetate ca să te bați împotriva ei, să o umbi cu pace. Mi se pare foarte normal. Cromwell făcea așa. Dacă citiți viața lui Cromwell, Oliver Cromwell, care a răsturnat pe rege în Anglia la 1640 și a instaurat democrația, republica, o republică care a ținut foarte puțin. Am citit recent un articol scris de John Milton, poetul englez care era credincios și care arăta catastrofa reîntoarcerii la monarhie. Cât este de nedrept să se închine un om unui alt om? Și cum va ajunge națiunea noastră de batjocură când va glorifica pe unul care se mai mulțărește și face pe conducătorul, dar de fapt își vede numai de interesele lui. Asta este un rege. Și m-am gândit la tot circul care a fost săptămâna trecută cu nunta din Londra și cum s-au dus toți oamenii acolo să vadă și parcă Milton de văzut cu 400 sau cu 500 de ani înainte, cu 400 de ani înainte de văzut lucrurile astea. Și așa, când omul se închină la om. Cromwell, pe vremea lui Milton, în acei ani, așa au cucerit toată Anglia, Scoția și Irlanda prin oferta de pace. Deci, dădea pace de totală sau nimicire totală. Cine nu se supunea, el citit ceva și el prin Vechiul Testament și a aflat că e bine să ofer pacea și care nu se supunea, nu scăpa. Și după câteva cități care au fost nimicire, de să ofer celălalt și deschis porțile fără război. Aici vine și zice, când te vei apropia de o cetate ca să te bați împotriva, este un pic cu pace. Dacă primește pacea și îți deschide porțile, tot poporul care se va afla în ea
să-ți dea bir și să-ți fie. Deci tot poporul, și bărbații, și femeile, nu murea nimeni. Dacă se supune ție. Dacă nu primește pacea cu tine, atunci trebuie omorți bărbații. Dar aici versetul 15 spune așa. Așa să faci cu toate cetățile care vor fi foarte departe de tine și care nu fac parte din cetățile neamurilor acestea. Deci era o diferență de atitudine. Ce era în interiorul hotarilor lui Israel trebuia nimicit. Ce era în exterior trebuia supus. Avem și o interpretare spirituală, dacă citim orice comentariu, ne va spune că locurile cerești în Hristos sau trupurile noastre, noi trebuie să fim aspri cu noi înșine. Și oamenilor din jur să înviem cu pace. Să le înviem pacea lui Dumnezeu, să zicem așa, și să-i facem supuși lui Dumnezeu, să zicem, cum Apostolul Pavel, orice gând să facem rob ascultării de Hristos. Deci să-i fie supus lui Dumnezeu. Și așa e frumos. Dar cu noi înșine ne trebuie să ne purtăm astfel, ce mă port astfel cu trupul meu. Asta e un gând spiritual, dar o realitate istorică care observăm este, cum citim Vechiul Testament, că ei n-au nimicit popoarele din jurul lor. Și Dumnezeu zice, dacă nu-i veți nimici, vă vor fi o cursă. N-au nimicit pe hetiți, n-au nimicit pe cele 7 popoare care erau în Canaan și s-au dedat la închinare, pentru că pe vremea lui Mica, pe vremea judecătorilor, ei deveniseră atât de idolatri din cauza popoarelor în mijlocul cărora locuiau și care erau obișnuite cu acești idoli. Și avea și el o casă de Dumnezei, avea și el un idol, avea și el un preot pus acolo, avea și el o slujbă preoțească și nu au văzut nimic deosebit. Era atâta confuzie și atâta adaptare, încât a venit Levitul. Despre Levit scrie foarte multe cum trebuie să se comporte. A venit Levitul și imediat s-a angajat la el, a fost plătit, a devenit sembriaș religios, a avut o viață bună, a avut un progres, dintr-o dată a fost așa. Și tot nimeni nu a privit lucrul ăsta, nimeni nu a zis, bă, nu-i bine. Numai sfârșitul lor a fost dezastros, ca să învățăm noi din ele și aceste gânduri vreau să le am pentru că pedeapsa se naște din idolatrie. Sau pedeapsa, Dumnezeu aduce pedeapsa peste idolatrie. Idolatria provine din eu, din dorința de omului de a se slăvi pe sine. Mai citim un text, Deuteronom 18, versetul 9. Dacă după ce vei intra în țara în care ți-o dă Dumnezeu, Domnul Dumnezeul tău, Deuteronom 18:9, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora, să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stări, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. Amin. Mai departe este profeția legată de Domnul Iisus. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, zice frații tăi, un proroc ca mine să ascultați de el. E o profeție legată de Domnul Iisus. Dar aici mai sunt texte care vorbesc despre ce trebuie să facă cu neamurile pe care le vor întâlni în Canaan. Problema este învățarea. Așa cum s-a citit mai departe, să nu vă învețe să faceți după toate urăciunile pe care le fac ele. La 20 cu 18, aici, la 18 cu 9, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Învățarea se face prin copiere. Toată lumea face, fac și eu. E cea mai simplă metodă de învățare. Când vine un muncitor nou într-o firmă, dacă face aceeași muncă ca și alții, pui lângă el, zice, cum face în spune, atâta fac și eu. Problema aici nu era atât de mult, în alt loc scrie despre închinarea la idol, aici a dus în acțiune pe cine întrebi, la cine te duci să te învețe. Pe cine socotești sursa științei?
Trec fiul și fica prin foc. Meșteșugul de ghicitor, omul vrea să știe viitorul, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. Uite câte meșteșuguri aducătoare de bani. Pentru că erau meserii, deci aveau meșteșug. Deci, cu aia se ocupau oamenii aceia. Ghicitori, cititori în stele, vestitori ai viitorului, vrăjitori. Continuă, descântători, om care întreabă duhurile sau dă cu ghiocul sau întreabă pe morți. Tot felul de activități religioase care oamenii le vedeau bine, cine nu vrea să știe viitorul. Căci oricine face aceste lucruri este urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeu tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Noi să ne întrebăm foarte simplu, în jurul nostru nu sunt oameni din ăștia? E plin. Cătător, merge la cătător, merge la popă, merge la proroc, merge la tot felul de personaje care și-au făcut din evlavie un izvor de creștini. Au amestecat lucrurile și nu întreabă pe Domnul. Versetul 13. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Asta e un verset care mulți părinți bolnavi creștini și l-au lăsat. Singur și unic testament copiilor lor. Dacă a fost la închisoare și trebuia să fie condamnat la moarte și a mers copilul în vizită, i-a lăsat un verset. Deuteronom 18 cu 13. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Un verset bun. Apostolul Pavel l-a lăsat credincioșilor din Efes, l-a spus bătrânilor din Efes, zice, acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Nu zici, vă încredințez episcopului de Efes. Nu zici, vă încredințez uniunii cultului conducătorilor. Astea sunt nimicuri. Așa trebuie privită. Mai mult decât atât, trebuie privite ca urăciune. Pentru că oamenii se uită la ele cu admirație și așteaptă de la ele răspuns. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeu tău. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă, lucrurile astea se schimbă, conducătorilor se schimbă. Mâine, spunea fratele McDonald, cui ești fidel? Unui grup sau cuvântului lui Dumnezeu? Grupul se schimbă. Oamenii se schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Și noi trebuie să fim fideli cuvântului lui Dumnezeu și ascultători de el. M-am gândit și v-am mai spus lucrul acesta și îl repet. I-a spus Apostolul Pavel lui Timotei așa. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus. Apostolul Pavel zice despre sine că vrea să ajungă acolo când s-audă să zică vine slugă bună. Intră în bucuria stăpânului tău. Cine e slugă bună? Ăla care face lucru bun. Și care e bun slujitor al lui Iisus Hristos? Ăla care reușește bine să pună în mintea fraților aceste lucruri. Pe mine mă fascinează lucrarea lui Pavel din Efes. A ajuns în mijlocul unui popor idolatru, în capitala idolatriei, în care era o mulțime mare de oameni care trăiau din idolatrie. Nu a stat două săptămâni ca la Corint sau două lună sau trei luni, a stat trei ani la Efes. Și învăța pe oameni în fiecare zi în școala unui anumit tiran. Și învățarea a avut următorul rezultat. Toți cei care făcuseră vrăjitorii, toți cei care făcuseră descântece și care făcuseră tot felul de lucruri astea și-au adus cărțile lor de vrăjitorii și le-au ars. Deci nu au fost până la stadiu lasă că dacă va vrea Dumnezeu trebuie să așteptăm să fie luminați. Cu idolatria s-a mers până la să se dea foc obiectelor idolatrie, pentru că erau cărți care aveau valoare de piață, așa cum valoarea de piață e o chestie care se fluctuează. Meșterii lui Dimitrie care făceau temple de argint ale Dianei le vindeau datorită renumelui Dianei, nu datorită valorii în argint a templelor. Oamenii mergeau acolo să fie cum merg acum la Ram, cum merg acum la Paraschiva sau la Arsenie Boca și dă 10 lei pe o iconiță din aia pentru că e sfințit acolo. Nu pentru că tiparul la hârtia aia costă 50 de bani sau 25 de bani. Nu atât costă. Valoarea
pe care socotește el că îl binecuvântă, de aia dă bani. Cărțile care le-au ars cei de la Efes și valoarea lor s-a socotit parcă la 50.000 de dinari. Deci, un argint era prețul care era plătit un muncitor pe o zi. Deci, socotiți cât ar fi astăzi în România, cât ar fi astăzi în America, dar Efes era o zonă dezvoltată, deci socotiți, să zicem, echivalentul 100 de dolari un argint și o sumă colosală, 5 milioane. Au fost numai cărțile care au fost arse, pentru că învățătura lui Pavel a mers până la acțiune. A dus până acolo încât singuri și-au adus cărțile și le-au ars. Le-au ars, nu le-au vândut. Pentru că le-au socotit ca o nimică. Idolatria nu e de joacă. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Mă rog, ca să nu faceți ceva rău. Atingerea de obiecte idolatre. Exercitarea de slujbe idolatre. Făcutul idolatriei nu e de joacă. Deci, trebuie să fim foarte conștienți cu privire la idolatrie, pentru că idolatria este cauza pedepsei lui Dumnezeu și cauza pentru care majoritatea din semenii noștri stau departe de credință. Păi dacă de acolo îi vine binecuvântarea, ce să citească el Biblia? El știe că merge la popă, el dă slujbă. Care, tu te duci la Biblie, poate că tu așa crezi, poate crezi că dacă atingi Biblia, el așa crede în mintea lui. Am oameni la care le-am dat Biblia și o țin în bord. Poate protejează, cine știe, o amuletă în plus, nu strică. Nu au conceptul că trebuie să asculți, nu au conceptul că trebuie să te gândești la asta, nu au în minte gândul acesta al credinței, adică să crezi un text și să faci conform cu ce citești. Oamenii au conceptul idolat. Mă duc la idolul meu, el mă binecuvintează, de la el primesc și în momentul acela mintea lui a intrat în pauză totală. Posibilitatea lui de a crede este zero, pentru că el crede că binecuvântarea vine de la idolașul lui, de la religiuța lui, de la ce crede el. Și dacă îl iubim pe om, trebuie să-i dărâmăm idolul din cap. Primul lucru pe care trebuie făcut este ca să-l faci să-și dea foc la idol. Până nu-și dă foc la idol, el tot la idol va merge, nu va merge la cuvânt. Și Apostolul Pavel a reușit acest lucru în Efes. I-a dus pe oameni până acolo încât și-au dat foc la idol. După aia putem vorbi de credință, după aia putem vorbi, după ce se dă foc la idol, după aia putem vorbi de credința în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că omul nu trebuie să se mai uite la idol. Avem atâtea exemple care ne arată cum omul privește, la ce privește omul de acolo și așteaptă mântuirea. Am mai gândit la un aspect săptămâna trecută. La cât de mult i-a lăsat Dumnezeu chiar pe oamenii lui fără răspunsuri. De exemplu, în foarte puține locuri din Vechiul Testament scrie despre înviere. M-am dus să caut în câte locuri scrie despre înviere. Sunt câteva cazuri, Ilie a înviat, Elisei a înviat, dar nu e definită învierea. Așa e de confuz subiectul, încât pe vremea Domnului Isus, saducheii credeau în înviere, farisei nu credeau. Și aveau Biblia și puteau să citească. Aveau Biblia, mai vorbeam cu Benier, că Biblia lui David a fost mai subțire ca a noastră. Deci se gândea toată ziua la cuvântul Domnului, avea o Biblie numai atâta. Între timp, Biblia o mai îngroșat-o David, o mai îngroșat-o profeții, au mai îngroșat-o alții, o să vă și mai, acum e și mai groasă, Pavel zice că am completat, o întregit cuvântul lui Dumnezeu. Ce am vrut să spun despre înviere, ei aveau o Biblie mai subțire și în Biblia aia subțire pe care o aveau ei pe vremea Domnului Isus, nu prea scria despre înviere. Totuși, Dumnezeu, care l-a iubit pe Daniel, zice, om prea iubit și scump, era, Daniel era un om preocupat de profeții, era preocupat de și știa cuvântul lui Dumnezeu din scoață în scoață și aștepta până și totuși Dumnezeu i-a dat niște profeții grozave și i-a zis, du-te și culpă-te, dar lui i-a spus prima dată că te vei scula. Ca și cum îi spune unui copil. Probabil pentru că Dumnezeu l-a iubit mult pe Daniel, i-a și spus lucrul ăsta, du-te culpă-te că te vei scula. Dar ce nu a spus? Deci nu a spus despre înviere, nu era definit. Nu a murit, săraci. Triști, cum au fost în Moise, care nu au vrut să intre în țară, nu au intrat. Totuși, au fost oameni ai credinței și n-au primit, zice, ce le fusese făcut, pentru că vor primi. Deci trebuie să fim conștienți de acest lucru, mai ales că despre înviere Noul Testament vorbește prin.
Deci dacă intri în Noul Testament, deja foarte, foarte clar. Și Domnul Iisus spune un lucru despre înviere. Cei drepți vor învia pentru viață și cei nedrepți vor învia pentru judecată. Deci va fi o înviere pentru judecată, va fi o pedeapsă, va fi o răsplătire și de aceea noi nu trebuie să ne răzbunăm singuri. Zice Părintele, lăsați România din zice, nu, au murit și au scăpat. Nu au scăpat. Cel care a făcut răul, nu a scăpat prin faptul că a murit. Sau a murit săracul, a murit watchmanii în pușcărie după 20 de ani, nu a semnat colaborarea și reabilitarea și a mai trăit un an în pușcărie și a murit la 70 de ani. Nu, săracul, ce-a câștigat? Foarte mult. Întreabă unii și ce, uite, și-a petrecut viața în pușcărie, nu putea să fie liber. Nu, nu, nu. Dacă citim Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că sunt binecuvântați cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Și orice formă de împresurare găsește cel rău. Nu contează. Dumnezeu este cel care va răsplăti și noi acest gând să-l avem. Și Dumnezeu este cel care va răzbuna și nu noi trebuie să fim cei care ne răzbunăm. Acest gând să ne fie foarte clar al idolatriei ca și cauză a pedepsii. O vedem în tot Vechiul Testament, vedem în Noul Testament că pune accent Apostolul Pavel pe idolatrie. Apostolul Ioan zice, copilașilor, poziți-vă de idol. Apostolul Pavel în Corinteni explică așa de clar motivul pentru care tu nu trebuie să mănânci carne de la idol. Și repet, motivația e foarte simplă de înțeles. Tu știi că idolul e zero. E tot una cu nimic. Nu te spurci că mănânci carne de la idol. Tu știi bine asta. Eu știu că a purta o cruce de lemn e un obiect. O cruce de lemn n-are nimic. Da? Nu mă spun că o țin în mână. De ce nu pun cruce în casă? De ce nu pun cruce la gât? De ce nu folosesc obiectul? Că pentru majoritatea oamenilor, crucea este ultimul punct la care privește când se gândește la Dumnezeu. Eu am cruce. Face cruce. Ești religios. Ce vrei cu mine? Uite, ăla nu-și face. Trece pe lângă biserică și nu-și face cruce. Trec. Acum, când te uiți, treci pe lângă biserică, nu își fac trei cruci. Sau pe lângă crucifixe în asta, pe marginea drumului, nu crucifix, cum se numește, troiță. Motivația sau argumentația faptului ca să nu ne închinăm la un obiect care are valoare religioasă este nu din pricina cugetului nostru, ci din pricina cugetului lui. El crede că este ceva. El crede că acea carne jertfită de la idol este ceva. Te vede pe tine că mănânci. Și cugetul lui se întinează că te vede pe tine că mănânci carne de la măcelăria templului. Cum adică se întinează? Să nu că și tu crezi că carnea aia, în mintea lui el așa judecă. Și tu crezi că carnea aia este. Și tu crezi că obiectul acela religios îți aduce binecuvântare. Și tu crezi că obiceiul acela religios, practica aceea religioasă, omul acela religios, și toate lucrurile cărora oamenii în mod fals le-au dat încărcătură mistică. Nu credința, raționalizarea cuvântului Dumnezeu, citirea, pătrunderea, gândirea la cuvântul lui Dumnezeu, ci idol. Sub toate formele care apar. Este un lucru extrem de periculos, care dacă nu îl radem din viața noastră definitiv, ne va strica toată mărturia și va strica lucrul lui Dumnezeu, cum s-a spus. Cine strică templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu. În momentul în care pui idolul în față, în momentul acela nu mai poți să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte conștienți de acest lucru și trebuie să știm să explicăm acest lucru, pentru că este bățul în roata mașinii. Cum s-a spus, fratele Andrei a spus foarte clar, sunt unii care fac din neștiință lucrul lui Dumnezeu, unii nu știu să-l facă, alții îl fac greșit, dar alții îl strică intenționat. Și de lucrurile acestea trebuie să ne ferim, de cei care strică intenționat. Nu este o problemă când cineva greșește și este o problemă când cineva o face intenționat. Să fim foarte conștienți încât să nu creiem
pricina de poticnire. Adică crezi precedent, ai făcut tu, faci și celălalt. Te vede pe tine că mănânci la ăsta, nu-l va împinge și pe el cugetul să mănânce din lucruri jertfite idolilor. Și astfel cugetul lui, care este slab, se întinează. Te-a văzut? Nu te-a întrebat. Băi, de ce mănânci? Nu a stat de vorbă să explici tu că carnea aia. El te-a văzut pe tine că ai făcut, așa face și el, că sunt normal, că doar vine, aduce binecuvântare. Nu, voi mai vorbi despre aceste lucruri, pentru că trebuie să fim foarte, foarte serioși cu privire la ele. Oamenii cred în lucruri care sunt un obstacol pentru credință. Degeaba vei vorbi tu despre credință, se va uita frumos la tine, va zâmbi, va zice bravo, dar n-ar trebui să te preocupi, eu am altă cale mai scurtă ca tine, eu știu o șmecherie. El are idol. Tu n-ar trebui să te strofoci cu Biblia, n-ar trebui să te strofoci să știi, n-ar trebui să te îngrijorezi pentru mine, că eu nu mă îngrijorez pentru mine. Vorbeam cu Beni, un om biat, un om îmbătat de idolatrie, este ca un om culcat în vârful unui catar. Se leagă, m-a bătut, dar nu mă doare. M-a lovit, nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai dați-mi un pahar de vin. Asta este religia de astăzi. Îmbată și nu de azi, din totdeauna. Potirul despre care scrie în Biblie, că a fost luat din mâna evreilor și a fost dat în mâna neamurilor, vedem popoare, vedem guverne care fac prostii, care nu... conducători de națiuni, care zici că-s beți. Haideți migranților în țara mea, haideți și distrugeți-mă. Te miri de ce pot fi așa de proști? Și alți conducători din țara vecină zice, băi, nu faceți bine și la noi. Lăsați-i în pace. De ce e asta? Pentru că scrie undeva în Isaia, voi lua din mână potirul, ca să nu mai bei din el, și îl voi da în mâna neamurilor care au zis, să trecem peste tine. Și ți-ai făcut atunci spatele ca o uliță pentru trecători. Cei care i-au prigonit pe evrei. Imediat după o generație au primit acest potir și acum îi vezi că vorbesc ca niște oameni beți. Nu? Ne mirăm de asta. Dacă nu știm Biblia, ne mirăm. Dacă știm Biblia, nu ne mai mirăm. Pentru că lucruri profețite, lucruri după plan, trebuie să se întâmple. Sunt nenorociri în mijlocul cărora stăm liniștiți. Așa scrie în Psalmul 94. Ferice de cel pe care îl pedepsești tu, ca să-l înveți din legea ta, ca să îl liniștești în zilele nenorocirii, până se sapă groapa celui rău. Noi suntem acum într-o vreme în care se sapă groapa celui rău. Să-i avertizăm și pe cei din jurul nostru, dacă iubim, cântăm, vreau să iubesc pe frații mei, eu aș mai pune o strofă, vreau să iubesc pe toți oamenii. Și cât avem măsură și cât suntem întrebați și cât cineva ne bagă în seamă că mulți nu ne bagă. Să le explicăm aceste lucruri și să le explicăm. Nu-i departe vremea arătării mâniei lui Dumnezeu. Noi zicem, vine Domnul Iisus, ce bine că vine Domnul Iisus. Vine, va fi răpirea, ce bine că vine răpirea. Dar pentru semenul nostru, pentru ăla care rămâne, pentru ăla care va fi lăsat. Nu-i fericire că vine răpirea. E pedeapsă. De aceea eu cred că omul are putere de pricepere, el a dat omului pricepere, s-ar putea să nu pedepsească. Cred că omul are putere de pricepere și în măsura în care înțelege trebuie spusă aceste și explicate. Așa cum a explicat Pavel la Efes, așa cum a învățat în alte părți, nu așteptat să se atingă Domnul de Duhul și de inima cuiva, pentru că nu se va atinge decât de cuvântul său. Cuvântul trebuie pus dacă vrem să fim slugă bună, când vas mi se zică bine slugă bună, ce? Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Iisus Hristos. Unii întreabă, da, cum să pui în mintea fraților? Cât știi, explici. Cât te întreabă și te bagă în seamă, le spui. Că cât îi iubești, îi atenționezi. Nu e un lucru simplu, zice apostolul. Mi s-a deschis aici o ușă mare și largă. A spus aceste lucruri un apostol care 14 zile pe corabie. N-a spus nimic la oameni. N-a făcut evanghelizare în fiecare zi și studiul biblic cu ei pe corabie. Nu a spus nimic. Dar când s-a deschis ușa, i-a spus. Și-au crezut mulți în Malta. Pentru că Dumnezeu întărea mărturia lor. Și mărturia noastră poate să fie întărită și poate să fie crezută. De 1, de 2, de 10, Dumnezeu știe de câți, nu contează asta.
Noi trebuie să facem lucruri bine. Primul rând, trebuie să facem de calitate și fără greș. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie pus în practică și văzut. În momentul în care vezi mișcarea, cuvântul lui Dumnezeu, credința, se arată prin fapte. Dacă este unul înțelept, să-și dovedească prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețe în înțelepciune. Am spus astăzi despre idolatrie, ca și cauza pedepsei, despre faptul acesta că Dumnezeu va aduce la pedeapsă, așa cum s-a și spus, va fi un test al focului, să fim conștienți de acest lucru, să ne gândim la aceste lucruri. Și acolo unde vedem că nu suntem după cuvânt, să ne pocăim. Ne ducem la rugăciune, închidem ușa și zicem: Doamne, aici și aici și aici și aici am greșit, te rog să mă ierți și să mă îndrept și mergem mai departe bine. Amin.